Începând cu luna februarie a acestui an, tratamentul pentru pacienții cu diverse forme de hepatită C și ciroză hepatică cu virus C este asigurat prin derularea unor contracte cost-volum-rezultat încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pe lângă tratamentele genotip specifice, pacienții au acces și la două molecule pangenotipice specifice introduse în lista de medicamente compensate și gratuite, începând cu data de 1 februarie a acestui an. Medicamentele se eliberează indiferent de Casa de Asigurări de Sănătate, în evidența căreia se află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași Casă de Asigurări de Sănătate, cu care se află în relații contractuale și medicul care a emis prescripția medicală. Pe site-ul CNAS sunt afișate, atât pentru asigurați, cât și pentru medici curanți, toate informațiile referitoare la includerea în tratament a pacienților eligibili.